Fraților, într-un fel, asta este o predică destinată eșecului, pentru că încercăm în seara aceasta să spunem câteva lucruri despre Dumnezeu infinit, incomprehensibil, Dumnezeu nemărginit, Dumnezeu care depășește toate categoriile, toată rațiunea noastră, tot IQ-ul nostru, toată deșteptăciunea întregii omeniri pusă la un loc. Nu constituie decât un fir de nisip invizibil pe lângă măreția lui Dumnezeu. Și totuși, deși lucrurile sunt în felul acesta, sunt adevărate și sentimentul după predica asta probabil că va fi unul de descurajare și de așa, mini-depresie pentru mine că am încercat să spun ceva despre Dumnezeu și prea multe lucruri n-am reușit să zic. Totuși, Sfânta Scriptură ne vorbește despre Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne revelează ceva despre Dumnezeu și suntem într-un fel în tensiunea asta, în paradoxul ăsta. Avem un Dumnezeu incomprehensibil, imposibil de înțeles în totalitatea Lui. Avem un Dumnezeu în a cărui lumină, în a cărui esență nu poate nimeni să intre, nimeni nu se poate apropia pentru că ar fi pulverizat într-o fracțiune de secundă. Avem un Dumnezeu care depășește gândirea omului, care este dincolo de orice ar putea să-și imagineze omul și în același timp paradoxul este constituit și din a doua premiză, a doua realitate, că Dumnezeu ni s-a descoperit, ne-a spus anumite lucruri despre sine până acolo încât Dumnezeu a luat limbajul nostru, limba noastră și ne-a spus anumite lucruri despre sine prin limbaj uman. Chiar a folosit antropomorfisme. Da? Spune, mâna Domnului este peste cutare. Dumnezeu este Duh, nu are mână. Da? Dumnezeu umbla prin răcoarea zilei prin grădin. Dumnezeu nu are picioare ca să umble. Da? Dumnezeu rage ca un leu. Dumnezeu nu rage, că nu are gură ca să ragă. Și totuși Dumnezeu a folosit limbajul nostru, s-a coborât. Asta este una dintre cele mai mari taine. Dumnezeu, care este imposibil de înțeles, de cuprins cu mintea, s-a coborât și ne-a vorbit pe limba noastră într-o asemenea măsură încât s-a asemănat cu ceea ce El ne-a creat să fim ca să ne comunice anumite realități, adevărul despre sine. Articolul al doilea din mărturisirea de credință este învățătura despre Dumnezeu și Sfânta Treime. Acest articol urmează articolul despre Scriptură, nu pentru că Scriptura e mai importantă decât Dumnezeu, da? Dumnezeu există dincolo de Scriptură, ci pentru că noi nu avem cum să-L cunoaștem pe Dumnezeu decât dacă El se revelează. Și unde s-a revelat Dumnezeu complet? De plin? Decât în Sfânta Scriptură. Deci Scriptura nu este, unii zic, cesaționiști acestea au ca Dumnezeu Biblia, l-au pe Dumnezeu triunic și au ca Dumnezeu Biblia. Că ei zic, nu mai trebuie revelație extra, Biblia lor e Dumnezeul lor. Nu! Cum să-L cunosc altfel pe Dumnezeu decât prin intermediul Bibliei, da? Eu nu cred că Biblia este Dumnezeu, dar Dumnezeu ni s-a revelat pe sine în Biblie. De asta avem întâi articolul despre Biblie, despre Scriptură și apoi articolul despre Dumnezeu, da? Articolul despre Dumnezeu este pus al doilea, care este de fapt primul, da? Ca importanță. Articolul despre Dumnezeu este primul pentru că el stă la baza întregii teologii. Ceea ce credem despre Dumnezeu, aș putea da o sumedenie de exemple, va influența toate celelalte doctrine și practici. Absolut tot ce este scris în Sfânta Scriptură are de-a face cu Dumnezeu. Gândiți-vă la orice vă trece dumneavoastră prin cap care nu este scris în Sfânta Scriptură și are de-a face cu Dumnezeu. Absolut orice. Nu există nimic care să nu are de-a face cu Dumnezeu. Dacă respiri acum, are de-a face cu Dumnezeu. Dacă îți bate inima, are de-a face cu Dumnezeu. Dacă ți-ai întors capul într-o parte, are de-a face cu Dumnezeu. Sunt alți care nu pot să facă lucrul ăsta. Dumnezeu nu-i mai susține ca să facă lucrul acesta. Da? Tot ce trece ție prin cap are de-a face cu Dumnezeu. Da? Dacă vrem să vedem, cred lucrul ăsta din toată inima mea, noi dăm tot felul de metode, de lucruri pe care Scriptura ne le spune pentru corectarea unor deviații în biserică, în viața personală, în familie, în societate și așa mai departe. Dar în ultimă instanță, o viziune corectă despre Dumnezeu este soluția pentru toate problemele noastre. O viziune corectă despre Dumnezeu. O viziune echilibrată despre Dumnezeu. O viziune completă despre Dumnezeu, completă în sensul atât cât ne este ea revelată în Sfânta Scriptură. Da? De exemplu, cunoașterea lui Dumnezeu reglementează închinarea. Cum am putea noi să stârpim frivolitatea asta, familiarizarea aceasta păcătoasă cu Dumnezeu pe care o vezi astăzi în închinare? Mulți oameni care se simt atât de familiari cu Dumnezeu de parcă ar fi prietenul lor sau colegul lor de la muncă și permit să spună, să cânte și să se comporte în tot felul de moduri bizare. O cunoaștere corectă a lui Dumnezeu ar stârpi din rădăcină închinarea aceasta frivolă. Înțelegerea corectă a lui Dumnezeu va duce la o înțelegere corectă a mântuirii. Dacă înțelegi cine este cu Dumnezeu cu adevărat, dacă înțelegi numai vreo două atribute ale lui Dumnezeu, înțelegi cum poate să fie omul mântuit. Dacă înțelegi sfințenia lui Dumnezeu, îi scoți din calcul absolut orice
Merita omului, orice merita omului, dacă înțelegi sfințenia infinită a lui Dumnezeu, dacă înțelegi mânia lui Dumnezeu, orice merita omului pulverizat. Dacă înțelegi suveranitatea lui Dumnezeu, orice intervenție a omului spulberată în mântuire. O concepție corectă despre Dumnezeu definește mântuirea. Vă dau câteva exemple. O concepție corectă despre Dumnezeu înflăcărează sfințirea. O concepție corectă despre Dumnezeu este alternativa moralismului. Fraților, trebuie să fim buni, trebuie să facem asta, trebuie să facem asta. Numai când înțelegi cine este Dumnezeu cu adevărat, cum este Dumnezeu, te va ajuta să te raportezi corect la Dumnezeu și să nu confunzi sfințenia cu legalismul, cu moralitatea, cu sfințenia exterioară. Să înțelegi cine este Dumnezeu cu adevărat va influența decisiv, va înflăcăra sfințirea biblică. Cunoașterea lui Dumnezeu echilibrează evangelizarea. Cred că dacă îl cunoști cu adevărat pe Dumnezeu, dacă oamenii ar cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu, într-o fracțiune de secundă ar dispărea toată șarada asta plină de manipulări pe care le vedem la evangelizare. Dacă crezi în intervențiile supranaturale lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu, în atot știința lui Dumnezeu, da? Atot prezența lui Dumnezeu, dacă crezi în puterea lui Dumnezeu, toate lucrurile acestea ar dispărea. Cunoașterea lui Dumnezeu este calea spre adevărata fericire. Cerul asta este. Cerul este Dumnezeu. Cerul nu este un cor mare format din credincioși din toate denominațiile care cântă la harpă și la... Nu că nu ar fi și lucrurile astea. Dar cerul în esență este cunoașterea lui Dumnezeu. Da? O stare de extaz continuu în prezența lui Dumnezeu când contempli ființa minunată a lui Dumnezeu și nu te saturi de lucrul ăsta. Deci o stare de satisfacție, de fericire continuă în această stare de contemplare a ființei lui Dumnezeu. Ăsta este cerul. Iar stropii ăștia de cer ne sunt turnați în adunare, în părtășia privată, când îl căutăm pe Dumnezeu, când ne ducem în prezența lui Dumnezeu. Frustrările vieții noastre, multe dintre ele, se nasc din faptul că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Sau din faptul că nu căutăm să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Ne oprim din această căutare. Ăsta e un lucru de care nu trebuie să te saturi niciodată. Să cauți să-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că asta este temelia întregii vieții a credinciosului. Da? Asta e temelia vieții în vremuri de necaz. Un exemplu notabil care ne este la îndemână și ne vine totdeauna în minte ca un reflex. Iov. Cum să mângăie Iov pe sine? Cum nu-și pierde Iov mințile? Nevastă spune, blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Nu mai poate să vadă. Au venit prietenii lui Iov, nu puteau să vadă imaginea aceea oribilă, oribilă în care se afla omul acesta. Și el se mângăie cu următorul lucru. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Un singur aspect înțeles bine a Dumnezeirii, suveranitatea lui Dumnezeu, îl ține pe ăsta cu mințile întregi la cap. Eu știu că Dumnezeu e în control. Nu înțeleg de ce face asta. Dar știu că El este în control. Știu că Dumnezeu n-a scăpat umanitatea. Dumnezeu era pe tron când cu potopul. Dumnezeu era suveran când cu potopul, spune un psalm. Dumnezeu era acolo când toată umanitatea este rasă de pe fața pământului, este necată. Dumnezeu este pe tron. Dumnezeu nu se ridică și spune, wow, am scăpat lucrurile din sub control, ăștia, chiar toți o să moară. Nu! Dumnezeu era în continuare pe tron. O înțelegere corectă a lui Dumnezeu este temelia vieții noastre în vremuri de necaz. O cunoaștere corectă a lui Dumnezeu este cel mai puternic argument împotriva falselor religii. Dacă vrei să te duci la atei și să le spui Dumnezeu are un plan minunat pentru viața ta, Dumnezeu te iubește. Da? Ok. Super. Da. Sau nu la un ateu, la un om simplu, Dumnezeu te iubește. Da? Fain. Are un plan minunat pentru viața ta. Super. Și eu am un plan minunat pentru viața mea. Ce? Super. Am încheiat discuția. Antidotul. Cel mai puternic argument împotriva tuturor falselor religii, chiar și cele care se află sub larga asta umbrelă ecumenică, relativistă, postmodernistă, creștină, numită creștină, umbrela asta mare, toți suntem creștini, creștinism. Da? Cel mai puternic antidot, vom vedea, este Dumnezeu. Așadar, încep să citim din ceea ce spune mărturisirea de credință, care este de fapt o prezentare sumară a tot ce spune Sfânta Scriptură despre Dumnezeu. Și mărturisirea de credință prezintă trei aspecte, are trei articole. Primul articol vorbește despre atributele lui Dumnezeu, al doilea articol vorbește despre raportările lui Dumnezeu la om sau relațiile lui Dumnezeu cu omul și al treilea articol vorbește despre Sfânta Treime. Deci atributele lui Dumnezeu, relația lui Dumnezeu cu omul și Sfânta Treime. Haideți să ne uităm peste fiecare în parte câte puțin. Prima propoziție spune așa, Domnul Dumnezeul nostru este unicul și singurul Dumnezeu viu și adevărat. Ai încurcat-o. În postmodernism ai încurcat-o. Numai cu prima propoziție te-ai descalificat de la religia pe care lumea ar putea să o tolereze. Pentru că prima propoziție din mărturisirea asta este Domnul Dumnezeu nostru este unicul. Nu există alții. Și singurul Dumnezeu. Viu și adevărat. Ceilalți sunt morți și falși.
Este exclusivistă. Vorbește despre existența lui Dumnezeu, dar vorbește despre ceea ce în teologie se numește singularitatea lui Dumnezeu. Este unicul Dumnezeu. Nu există altul. Nu există același Dumnezeu cu mai multe nume pe care le dă fiecare religii. Nu există același Dumnezeu sau mai mulți zei peste care este un Dumnezeu mare și prin fiecare zeu din ăsta ajungem până la urmă la Dumnezeu. Nu există un singur Dumnezeu viu și adevărat. Printr-o singură lovitură este lovit absolut orice. De la ateism, la agnosticism, la păgânism, la budism, la ce mai vreți dumneavoastră. Este un singur Dumnezeu de acest fel, da? Un singur Dumnezeu adevărat. Credința creștină este profund exclusivistă. Profund exclusivistă. Exclude orice. Noi suntem singuri. De asta spune mărturisirea. Apoi spune esența lui este în și prin el însuși. O să încerc să explic câteva propoziții aici cât pot eu de simplu. În teologie, propoziția asta este numită aseitatea lui Dumnezeu sau autoexistența lui Dumnezeu. Autoexistența lui Dumnezeu. Auzi ce spune. Esența lui este în și prin el însuși. Da? Afirmația asta face diferența dintre noi ca și creaturi care depindem de Dumnezeu și Dumnezeu creatorul care nu depinde de nimeni. Asta înseamnă că esența lui este în și prin el însuși. Da? Esența lui Dumnezeu este ceea ce este Dumnezeu fără să acționeze. Dacă Dumnezeu n-ar acționa, ce este el? Ce este Dumnezeu chiar fără să acționeze? Dacă n-ar acționa, da? Înainte să fi fost orice. Acela este Dumnezeu, el există prin sine însuși. El nu depinde de nimeni altcineva. Da? El n-a fost făcut de altcineva. Apoi ni se vorbește despre infinitatea lui Dumnezeu, zice, iar el este infinit în ființă și perfecțiune. Este infinit Dumnezeu. Explică infinitatea lui Dumnezeu. Este dincolo de orice măsură Dumnezeu. E dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Da? De asta Scriptura spune, el este cel dintâi și cel de pe urmă. Dar când e cel dintâi dacă Dumnezeu este înainte de a fi creat timpul? Când e ăla dintâi? Și care este din urmă dacă Dumnezeu pune capăt istoriei și nu mai există timp? Și spațiu, și materie. Dumnezeu este infinit, este dincolo de toate categoriile acestea, da? Apoi, mărturisirea ne vorbește despre incomprehensibilitatea lui Dumnezeu, adică faptul că Dumnezeu este imposibil de înțeles în totalitate. Auziți, esența lui nu poate fi înțeleasă de nimeni altul decât de el. Dar observați ce spune? Esența lui nu poate fi înțeleasă de nimeni altul decât de el. Adică, esența lui, cum am spus, este ceea ce este Dumnezeu în sine însuși, chiar și fără a se manifesta, da? Noi suntem ființe limitate și căzute și deși putem spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu, noi nu putem cunoaște total ceea ce este Dumnezeu în esența lui, în ființa lui. Nu avem cum, că el este infinit. Și tu cu o minte limitată n-ai cum să înțelegi infinitatea. De ce? Că el e infinit și tu ești limitat. E foarte simplu. E foarte simplu. Noi suntem finiți și el este infinit. De aceea Dumnezeu îi spune lui Moise, de exemplu, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copiilor lui Isaia astfel, cel ce se numește eu sunt, dincolo de orice categorie umană. Eu sunt, cel ce se numește eu sunt, eu exist, eu sunt din veșnicie în veșnicie, da? De asta nu ne vom plictisi niciodată de Dumnezeu. De asta cerul nu va fi plictisitor. Că Dumnezeu nu poate fi înțeles în totalitate. Să nu vă imaginați că în cer noi o să-L cunoaște pe Dumnezeu în totalitate. Cum am intrat în cer, știm totul despre Dumnezeu. Nici vorbă. Ca să-L poți cunoaște pe Dumnezeu, total ar trebui să fii Dumnezeu. Să ai capacitatea lui Dumnezeu de înțelegere, să fii și tu nelimitat. Dumnezeu nu poate să creeze pe cineva nelimitat. Înțelegeți ce spun? Infinitatea, a fi nelimitat, nemărginist, este un atribut al Dumnezeirii. Dumnezeu nu poate să-ți facă ție capul nelimitat care să cuprindă ce este Dumnezeu, pentru că tu ai devenit Dumnezeu. Este imposibil ca Dumnezeu să creeze pe altcineva ca sine însuși, adică să fie un fel de Dumnezeu, da? Apoi ni se vorbește despre spiritualitatea lui Dumnezeu. El este un duh absolut pur, invizibil, fără trup, părți sau pasiuni, da? Această afirmație ne lămurește că Dumnezeu nu poate fi încadrat în categorii corporale. Dar El nu e vizibil, e Duh. Invizibil, El nu e vizibil. El se poate manifesta vizibil. Dar El în esența Lui nu este vizibil. Apoi spune, fără trup, Domnul Iisus Hristos a spus, Dumnezeu este Duh. Dumnezeu nu este trup, da? Și auziți că nu poate avea ceea ce aparține și este specific omului. Părți sau pasiuni. Este fără trup și nu are părți sau pasiuni. Deci tu când citești în Sfânta Scriptură despre mâna lui Dumnezeu, despre ochiul lui Dumnezeu, despre urechea lui Dumnezeu, Biblia îți vorbește în termeni umani ca să înțelegi ceva despre Dumnezeu. Da? Când spune că Dumnezeu umbla, se referă la prezența manifestată a lui Dumnezeu. Da? Când spune că Dumnezeu a auzit strigătele lor, se referă la faptul că Dumnezeu a acționat când ei au strigat. Nu că Dumnezeu atunci și-a dat seama că ăștia strigau la el. Și că Dumnezeu avea o ureche. Da? Bătrână, dar care a obsesizat strigătul cuiva. Da? Biblia vorbește în termeni umani ca să înțelegem anumite lucruri
despre El. Da? Apoi ni se vorbește despre eternitatea lui Dumnezeu sau veșnicia lui Dumnezeu. Doar El deține nemurirea. Doar El deține nemurirea, trăind într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Asta este chiar un citat al Sfintei Scripturii. Aici se declară foarte clar că Dumnezeu este sursa vieții și chiar viața însăși. El deține nemurirea. El nu moare niciodată. Dacă vă gândiți la Domnul Iisus Hristos, care a fost Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, El a murit în umanitatea Lui, n-a murit dumnezeirea Lui. Dumnezeirea Lui a rămas veșnic, nealterată. Dumnezeirea Lui este și dumnezeirea Tatălui și a Duhului Sfânt. Dumnezeirea Domnului Iisus n-a murit, nu avea cum să moară. Da? Să nu ne gândim la ceva greșit. Apoi ni se prezintă infinitatea lui Dumnezeu din nou. El este neschimbător, imens, veșnic, de neînțeles, atotputernic, infinit în orice privință, perfect sfânt, perfect înțelept, absolut liber, complet absolut. O grămadă de expresii care arată că Dumnezeu este, iau expresia asta, infinit în orice privință. Nu este capăt a sfințeniei lui Dumnezeu, nu este capăt a perfecțiunii lui Dumnezeu, a înțelepciunii lui Dumnezeu, a libertății lui Dumnezeu, da? A atotputerniciei lui Dumnezeu, a veșniciei lui Dumnezeu, totul este, auziți cum spune, infinit în orice privință. Și apoi ni se prezintă suveranitatea lui Dumnezeu. El face toate lucrurile conform cu sfatul voii sale, asta e voința lui Dumnezeu, neschimbate și în întregime neprihănite pentru propria sa glorie. Important ce spune aici despre suveranitatea lui Dumnezeu, mai ales că avem de-a face cu o mărturisire de credință reformată calvinistă, pentru că spune că Dumnezeu acționează conform cu sfatul voii sale, ăsta e primul lucru. Al doilea lucru, că acționează în neprihănire, deși El este suveran absolut, chiar și peste păcat, El acționează totdeauna în neprihănire. Mărturisirea clarifică foarte bine lucrul acesta, dar vom vedea la articolul despre predestinare mai bine cum explică ei lucrul acesta. Aparenta tensiune între faptul că Dumnezeu e suveran și peste păcat și totul este neprihănit, este sfânt. Ei au explicații pentru asta. Și apoi spune că acționează în toate lucrurile pentru propria sa glorie. Motivul principal pentru care Dumnezeu face absolut orice este propria sa glorie. Deși când Dumnezeu ne face bine, El ne face bine pentru propria sa glorie. El nu ne face bine că nu mai poate de dragul nostru și centrat în jurul vieții noastre. Și El zice, voi sunteți centrul Universului, vreau să vă fac bine. Nu, El face bine tot pentru gloria Lui, da? Și pentru că așa a hotărât El. Merge la al doilea articol care vorbește despre relațiile lui Dumnezeu cu creaturile sale. Haideți să vedem ce spune aici. Ni se spune, în primul rând, că ceva despre caracterul lui Dumnezeu. El este perfect în dragostea sa, blândețea sa, plin de milă, îndelung răbdător, plin de bunătate și adevăr. Parcă toate atributele astea sunt mai pozitive, nu? Sunt prezentate în relație cu noi. Creatura lui Dumnezeu căzută în păcat. Cum este El față de noi? Dragoste, blândețe, plin de milă, îndelung răbdător, plin de bunătate și adevăr. Dumnezeu este toate lucrurile astea față de noi. Este caracterul lui Dumnezeu manifestat față de noi, în relațiile cu creaturile. Și din acestea, mărturisirea ne vorbește despre iertarea pe care ne-o dă Dumnezeu. El iartă răutatea, greșeala și păcatul. El iartă, El face lucrul acesta, da? Pe asta se bazează justificarea, actul îndreptățirii. Dumnezeu ne iartă. Atributele lui Dumnezeu, blândețe, plin de milă, îngăduitor și așa mai departe. Și ca rezultat, El ne iartă. Ce ne iartă? Răutatea, greșeala și păcatul. Apoi se vorbește despre răsplățile lui Dumnezeu. El răsplătește pe aceia care îl caută cu sârguință. Mărturisirea nu lămurește de ce îl căutăm, de unde vine această căutare, doar spune că Dumnezeu răsplătește pe aceia care îl caută cu sârguință. Te răsplătește când prima dată El te atinge prin harul lui Dumnezeu, te luminează prin Duhul Sfânt, te răsplătește într-un sens ghilimele, te răsplătește că îți dă mântuirea și te răsplătește după aceea ca și credincios dacă îl cauți pe Dumnezeu. Nu este niciun om care să-l caute cu tot din adins pe Dumnezeu și să nu fie răsplătit de Dumnezeu, da? Nu este niciun om care e atins de Dumnezeu și făcut ca să-l caute pe Dumnezeu și să nu fie răsplătit de Dumnezeu. Zice că răsplătește. Dar în același timp, și aici vorbește despre judecățile Dumnezeu, El este pe deplin drept și groaznic în judecățile sale. Terifiant în judecățile sale. Deci tensiunea în care sunt ținute aceste două tipuri de relaționare a lui Dumnezeu față de oameni. Este plin de milă, este îndurător, este iertător și zici, super, ăsta e Dumnezeu de care ne place. Și după aceea spune, ia ascultați, dar în același timp, în același timp, deci Dumnezeu nu spune, ca să pot ierta pe Andrei și să fiu îngăduitor și plin de milă cu el, trebuie să-mi las dreptatea, sfințenia deoparte. Nu. El este în același timp deplin drept și groaznic în judecățile sale. Dar este clar că lucrul acesta Dumnezeu
Îl manifestă diferit față de categorii diferite de oameni. Vorbește despre ura lui Dumnezeu, că Dumnezeu, urând, ia auziți cum spune, este drepind, drept și groaznic în judecățile sale, urând toate păcatele. Urând toate păcatele. Nu există niciun păcat pe care noi să-l facem Dumnezeu să nu-l urască. Chiar acelor credincioși. Dumnezeu urăște toate păcatele noastre. Nu este un păcat de al nostru pe care Dumnezeu să-l iubească. Adică fiindcă Domnul Iisus a murit pentru el, eu iubesc păcatul tău. Nu, el continuă să urască toate păcatele noastre. Ființa lui Dumnezeu detestă în mod infinit absolut orice păcat al nostru. Că este în gând, în faptă, în vorbă sau în atitudine. El detestă toate păcatele noastre, indiferent de manifestarea lor. Și auziți, și nu va trece cu vederea ca nevinovat pe cel care este vinovat. Asta e pedeapsa lui Dumnezeu. Asta e felul în care Dumnezeu se raportează la oameni. Dumnezeu iartă oamenii, Dumnezeu răsplătește oamenii, Dumnezeu judecă oamenii, Dumnezeu urăște toate faptele rele ale oamenilor și Dumnezeu pedepsește oamenii. Ăsta este modul în care Dumnezeu se raportează la oameni. Apoi ni se vorbește despre un alt fel de raportare a lui Dumnezeu la oameni, când spune așa, Dumnezeu are toată viața, slava, bunătatea, fericirea în și prin El însuși. De ce spune așa? Pentru că și noi avem viață și noi putem avea o măsură de slavă și noi putem avea bunătate și noi putem avea fericire. Diferența dintre noi și Dumnezeu este că El are în și prin El însuși. Iar noi le avem pe toate acestea doar de la Dumnezeu. Asta este diferența, da? Noi le avem în dependență de Dumnezeu, însă El le are prin El însuși. Asta înseamnă că Dumnezeu nu depune efort ca să fie fericit. Dumnezeu nu se străduiește ca să fie bun. Dumnezeu nu se chinuie ca să aibă slavă și ne roagă pe noi să-i dăm puțină slavă. Dumnezeu le are pe toate acestea prin, în și prin El însuși. Noi dacă le avem, le avem în dependență de Dumnezeu. În dependență totală de Dumnezeu. Nu există nici cea mai mică dorință de bunătate pe care o să o ai și să nu vină de la Dumnezeu. 2 Tesaloniceni 1:9. Este doar un exemplu. Dumnezeu să împlinească în voi orice dorință de bunătate. Nici măcar dorința de bunătate nu este de la tine. Vine de la Dumnezeu. Nu există nimic bun în noi. În noi, spune Apostolul Pavel, nu locuiește absolut nimic bun. Da? Aici ni se prezintă tot suficiența lui Dumnezeu în atributele sale. Are toată viața, slava, bunătatea, fericirea. Ni se prezintă tot suficiența lui Dumnezeu ca un atribut unic. El este unic în ființă, atot suficient în și prin sine. Unii atei obișnuiesc să pună întrebarea. Am auzit că atei foarte luminați care au pus întrebarea asta. Dacă Dumnezeu ne-a creat pe noi, pe Dumnezeu cine l-a creat? Păi uite cine l-a creat. El este unic în ființă, atot suficient în și prin sine. El există prin sine însuși. El nu are nevoie să fie creat. Nu are nevoie să fie creat, pentru că El există pur și simplu, prin sine însuși. Nu există această întrebare pentru pe Dumnezeu cine l-a făcut. Dacă l-a fi făcut cineva pe Dumnezeu, Dumnezeu nu ar mai fi Dumnezeu, pentru că ar fi o creatură. Însăși definiția de Dumnezeu înseamnă că El este creatorul tuturor lucrurilor și El nu este creat de nimeni. El este cauza care cauzează toate lucrurile, da? Acum, înseamnă că noi nu putem fi în felul ăsta ca Dumnezeu. Da? Atotsuficienți. Să fim unici în ființa noastră, atotsuficienți în și prin noi înșine. Ideea că noi am putea să fim ca Dumnezeu, în esență, ca Dumnezeu, este o idee luciferică, diabolică, în cel mai pur sens al cuvântului. Asta a încercat Satana să inducă. Asta a vrut el să fie. Să fie ca Dumnezeu, cum este Dumnezeu, da? Nu să fie bun ca Dumnezeu, să fie sfânt ca Dumnezeu, ci a vrut să fie ca Dumnezeu în esența lui. Asta este o idee luciferică. Noi nu putem fi atotsuficienți ca Dumnezeu. Noi depindem total de Dumnezeu. Ni se prezintă apoi în al treilea rând atotsuficiența și independența lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este atotsuficient, adică își este suficient lui însuși, nu are nevoie de nimic, înseamnă că El este independent. De-aia noi nu putem fi independenți. Ideea de independență este o nebunie, este o prostie, nu există independență. Bă, au ajuns independent. E o prostie, nu a ajuns nimeni independent. Nu suntem independenți în niciun mod. În niciun mod nu suntem independenți. Ia auzi ce spune Scriptura. Este independent de orice creatură a sa. De ce e importantă expresia asta? Este independent de orice creatură a sa. Și ar fi bine să completăm pentru noi asta. Dumnezeu este independent de Andrei Croitoru. Unde? În ce? În orice privință. Dumnezeu este independent de noi în orice privință. De ce e importantă fraza asta? Pentru că oamenii tind să-L protezeze pe Dumnezeu ca unul care are nevoie de ceva. Faceți aminte și de evrei. Evrei chiar au ajuns la un punct în care au crezut asta. Dumnezeu strigă la un moment dat la ei ironic în Psalmul 51. Am eu nevoie să mănânc carnea voastră? Am cerut eu la voi tauri, țap, mănânc eu. Dacă toate animalele pământului sunt ale mele, dacă mi-ar fi foame, nu ți-o spune ție. Și dacă lui Dumnezeu nu este, dar dacă mi-ar fi,
Eu sunt tot suficient pentru mine, eu n-am nimic nevoie de la voi. Ăsta este un gând care trebuie să ne smerească profund. Dumnezeu nu are nevoie de noi. Să știi, Dumnezeu nu are nevoie nici măcar de biserica noastră. Să fim noi o lumină în Zalău, România, fără noi, ce s-ar întâmpla? Dumnezeu nu are nevoie nici de mine, nici de noi. Dacă n-am predicat noi, dacă n-am venit noi cu Evanghelia curată și pură, păi ce nenorocire ar fi. Voi! Nu s-ar împlini planul lui Dumnezeu, cum spunea cineva, aleșii lui Dumnezeu, de asta nu-ți mântuiți. Dumnezeu e predestinat, dar dacă noi nu evangelizăm, de asta aleșii lui Dumnezeu să duc în iad. Sărmanul Dumnezeu, cu planurile lui jalnice. Dumnezeu are nevoie de noi să slujim. Ăsta e omul de care are nevoie Dumnezeu, da? Serios? Mă gândesc oarecum îl respect pe Dumnezeu ăla. Dumnezeu este atot suficient în El însuși, independent de orice creatura sa. În ce? În orice. În creație, în mântuire, în slujire, în sfințire, în absolut orice. Dacă într-o zi zici, oare este nevoie, doar pentru sfințirea mea, de exemplu, nu este nevoie de efortul meu? Ba da, și el vine de la Dumnezeu. Oare este nevoie să transmit spiritual sau fizic pentru nu știu ce? Da, dar vine de la Dumnezeu. Totul vine de la Dumnezeu. Da? Totul vine de la Dumnezeu. El nu are nevoie de noi. Ce gând? S-ar putea să ne bagi în depresie gândul ăsta. Pe mulți oameni ar băga în depresie. Mulți oameni n-ar mai face evanghelizare. Mulți oameni n-ar mai sluji. Mulți oameni n-ar mai predica. Mulți oameni n-ar mai face nimic dacă ar afla că Dumnezeu n-are nevoie de ei. Și că de fapt e un mare favor pe care Dumnezeu îl face lor ca să-i folosească. Și că de fapt ei sunt folosiți de Dumnezeu. Că așa vrea Dumnezeu. Dumnezeu este atot suficient în El însuși. Și apoi a patra afirmație este că Dumnezeu este atot suficient în manifestarea Lui. Ascultați! Neprimind vreo glorie de la acestea, adică de la creaturile sale, că zice că este independent de toate creaturile sale, neprimind vreo glorie de la acestea, ci demonstrându-și propria glorie în ele, prin ele, către ele și peste ele. Ia auziți! Ci demonstrându-și propria glorie în ele, prin ele, către ele și peste ele. Frașilor, noi când dăm glorie sau slavă lui Dumnezeu, noi n-adăugăm nimic la slava lui Dumnezeu. Hai să raționăm puțin. De ce dăm noi slavă lui Dumnezeu? Dumnezeu e în cer, frustrat, singur el. Zice, așa multe lucruri bune am făcut pentru voi și tu măcar slavă nu-mi dai. Și noi zicem, Doamne, hai că ne luăm o dată pe săptămână sau de două ori să te slăvim puțin, să-ți mai stâmpărăm puțin insatisfacția. E blasfemie. Ce înseamnă că eu îi dau glorie lui Dumnezeu? Când tu îi dai glorie lui Dumnezeu, este un răspuns la revelarea de sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu își revelează gloria în tine, peste tine, către tine, peste tine. Cum mai vrei tu? Își revelează gloria și tu îi dai slavă. Răspunzi în închinare. Dar răspunsul tău este un răspuns la revelarea deja a slavei lui Dumnezeu. De asta îl slăvești. De ce îl slăvesc pe Dumnezeu? Pentru că El este slăvit și mi-a arătat că este slăvit. De ce îl slăvesc? Îl slăvesc că și-a arătat slava mântuire, de exemplu. Îl slăvesc că și-a arătat slava în sfințire. Îl slăvesc că și-a arătat slava în felul în care mi-a purtat de grijă. Văd atributele lui Dumnezeu și când eu le văd, asta înseamnă că văd slava sau strălucirea sau manifestarea lui Dumnezeu și eu răspund cu slavă. Dar nu adaug nimic lui Dumnezeu. Absolut nimic. Slăvirea, închinarea noastră este total diferită de slava lui Dumnezeu, care aparține lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie și nu suferă nicio schimbare. Slăvirea pe care noi o dăm lui Dumnezeu este o reacție. Este o reacție la vederea slavei lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, slava manifestată a lui Dumnezeu determină slăvirea noastră către Dumnezeu. Slava manifestată a lui Dumnezeu către noi vine de sus în jos, slava lui Dumnezeu către duhurile noastre prin ochii credinței, vedem gloria lui Dumnezeu și ea stârnește duhul acesta de închinare. Nici cum invers. Nici cum invers. Este important să știm lucrul acesta în închinare. Această perspectivă ne va ajuta ca închinare să avem o atitudine corectă, nu una de aroganță, de mândrie și așa mai departe. Ni se spune ceva apoi și despre suveranitatea lui Dumnezeu, după ce spune despre atotsuficiența lui. Doar El este izvorul tuturor ființelor, din care, prin care și pentru care sunt toate lucrurile. Câteva observații. Spune în primul rând că doar El este izvorul tuturor ființelor, din care sunt toate lucrurile. El este creatorul tuturor lucrurilor, da? Asta e prima afirmație aici, la suveranitatea lui Dumnezeu. Baza suveranității lui Dumnezeu care este? De ce Dumnezeu este stăpânul nostru? Pentru că El a creat toate lucrurile. Sunt ale Lui. El a făcut, da? Acest adevăr pune bazele suveranității și guvernării lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Omul s-ar război, omul oricum se războiește împotriva lui Dumnezeu. Dar ar trebui să încetăm să ne împotrivim, să ne războim împotriva lui Dumnezeu când înțelegem că El le-a creat pe toate. Nu sunt ale noastre. Și dacă vrea să le sufle într-o fracțiune de secundă, o va face. O va face. De ce? Că e creatorul tuturor lucrurilor. Sale Lui. Nu le-am făcut noi.
2 spune că este susținătorul tuturor lucrurilor. Din care sunt toate lucrurile? Asta e esența păcatului. Păcatul înseamnă să folosim lucrurile lui Dumnezeu, da? Că toate sunt din El, din El și sunt prin El, din care și prin care, da? Să le folosim împotriva voiei lui Dumnezeu. Asta este păcatul. Da? Dumnezeu îmi dă minte. Când folosesc mintea mea pentru a face lucruri împotriva voiei lui Dumnezeu, ăla este păcat. De ce e păcat? Pentru că am luat ceva de la Dumnezeu folosind împotriva Lui. Asta e o trădare. Este o trădare cosmică, da? Să-mi dai un lucru și El mi le dă ca să trăiesc pentru El și eu le folosesc împotriva Lui. Împotriva scopului pentru care Dumnezeu ne-a creat, da? De ce ne trage Dumnezeu la răspundere? Fiindcă suntem ai Lui, suntem din El și suntem prin El. Suntem susținuți prin El. De ce ne dă Dumnezeu legi? De ce ne dă Dumnezeu legi? Fiindcă suntem ai Lui și are drept să ne dea legi. Suntem creatura Lui. Face ce vrea. În universul Lui. De ce poate El să facă ce vrea cu toate lucrurile, inclusiv cu creaturile sale? De ce? Fiindcă sunt ale Lui. Dacă nu înțelegi că Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor și susținătorul tuturor lucrurilor, o grămadă de lucruri n-o să aibă deloc sens pentru tine. Deloc sens. Apoi spune că Dumnezeu este scopul tuturor lucrurilor, da? Nu doar creatorul sau sursa tuturor lucrurilor, este susținătorul tuturor lucrurilor, scopul tuturor lucrurilor. Din care, prin care și pentru care sunt toate lucrurile. Eu cred că aici găsim răspunsul la toată nenorocirea care este în lume. Toată nenorocirea care este în lume este din cauza faptului că există o deturnare a scopului pentru care am fost creați. Când folosim lucrurile sau oamenii altfel decât pentru gloria lui Dumnezeu, înseamnă o deturnare a scopului pentru care a fost creat lucrul acela și el nu mai are cum să funcționeze bine. Ca și cum ai încercat să mergi cu o mașină de curse pe munte. N-ai cum, o nenorocești, o faci praf și pulbere. Că nu a fost intenționată. Scopul pentru care a fost creat n-a fost pentru asta. De fiecare dată când lucrurile sau oamenii sunt folosiți pentru alt scop decât pentru gloria lui Dumnezeu, lucrurile nu vor merge bine. De aceea fericirea absolută, satisfacția absolută este o rânduire a tuturor lucrurilor spre acest mare scop, slava și gloria lui Dumnezeu. Atunci funcționează lucrurile bine. Noi nu avem dreptul să trăim viețile cum vrem noi. Și eu și noi mai spunem câteodată, domnule, vreau să fac lucrurile astea ca așa vreau eu. Așa vrem noi. E relevant ce vrem noi. Dumnezeu ne-a creat pentru scopurile sale, pentru gloria sa. Și dacă deturnăm scopul lui Dumnezeu de a trăi pentru gloria lui în viețile noastre, vom suferi, vom fi nefericiți, vom fi nesatisfăcuți și așa mai departe. Ni se spune apoi că Dumnezeu este nu doar sursa, susținătorul, scopul, ci și stăpânul tuturor lucrurilor. Ia uite ce frază deosebită. El are stăpânire absolută și suverană asupra tuturor creaturilor. Stăpânire absolută și suverană asupra tuturor creaturilor. Ce înseamnă asta? Că face ce vrea cu ele. Avem ideea asta că astăzi vorbește despre o suveranitate limitată a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu a fost suveran din veșnicie. Dar când a creat Dumnezeu timpul, spațiu, materia și în special când a creat pe om cu voință liberă suveranitatea lui Dumnezeu, s-a autolimitat. Că nu poate să existe suveranitatea absolută a lui Dumnezeu peste creaturi, inclusiv peste voința lor, și la același timp să existe voința liberă a omului. Ia uite că poate. Poate. Poate să existe omul liber în libertatea pe care i-a dat-o Dumnezeu și Dumnezeu suveran într-un mod absolut. Da? Dumnezeu nu poate să-și pună pe stand-by un atribut al lui. Oh, l-am creat pe om și el trebuie să fie liber. Ce să fac cu suveranitatea mea? O limitez. O folosesc numai ca să-i dau câte ceva, ca să-l mântuiesc dacă el vrea, ca să-l ajut dacă el vrea, să-l sfințesc dacă el vrea. E limitat. E așa în stand-by și asta se activează când omul vrea. Nu există așa ceva. Și apoi ni se arată că Dumnezeu este guvernatorul tuturor lucrurilor, putând face orice dorește prin ele, prin creaturile sale, pentru ele sau către ele. Ia auziți! El are stăpânire absolută și suverană asupra tuturor creaturilor, putând face orice dorește prin ele, pentru ele sau către ele. Acest gând, frați și surori, trebuie să ne înfioare profund. Dacă ești în locul acesta, ești pentru că Dumnezeu așa a vrut. El putea să te folosească în orice alt mod. În orice alt mod vrea El. Asta trebuie să bage frica lui Dumnezeu așa adânc în oasele noastre, în măduva noastră. Trebuie să te treacă totdeauna un fior pe șira spinării, că putea ca Dumnezeu să te lase în voia minții tale blestemate, putea să suple viața de nenorociri dacă vrea și putea la urmă să te arunce în iad ce era drept și sfânt. Și nu aveai să reproșezi absolut nimic. Și din iad ai fi strigat, Dumnezeu este drept. Nu-mi place de El, îl urăsc, dar este drept. Este suveran și face ce vrea El. Și suntem în seara asta aici. Pentru că așa a vrut El. Pentru că face ce vrea El cu creaturile sale.
Ăsta e un gând care ar trebui să bage profund frica de Dumnezeu în noi. Lucrul acesta nu poate să fac. Aha, înseamnă că pot să fac ce vreau eu. Să vezi ce face Dumnezeu cu tine. Asta e o nebunie. E o nebunie că atunci când înțelegi suveranitatea absolută a lui Dumnezeu, spui, aha, fac ce vreau eu. Nu, este un fior care trebuie să te străpungă totdeauna. Și să umbli cu atenție înaintea acestui Dumnezeu, care în loc să te lase în voia minții tale blestemate, care în loc să te nenorocească, și ar fi avut tot dreptul să te nenorocească, care în loc să te trimită deja în iad, că putea să facă lucrul ăsta, te ține în viață și te-a mântuit. Și te sfințește și te va glorifica. Ce lucru minunat să cunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu manifestată în dragostea lui față de noi. Apoi ni se vorbește despre tot cunoașterea lui Dumnezeu. Dedică puțin timp acestui atribut când spune în fața lui toate lucrurile sunt descoperite și clare. Vedeți ce practic este și atributul acesta. În fața lui sunt toate lucrurile descoperite și clare. Da, Dumnezeu cunoaște cu claritate, în mod perfect, toate lucrurile. Dumnezeu nu are semne de întrebare. Pentru absolut niciun lucru, da? Toate lucrurile, au zis, sunt descoperite și clare. Dumnezeu cunoaște nu doar în mod perfect, ci în mod absolut. El nu cunoaște câteva lucruri și cunoaște perfect lucrurile alea. El cunoaște toate lucrurile în mod perfect. Că ai putea să știi câteva lucruri în mod perfect. Nu, El cunoaște toate lucrurile în mod perfect, da? Cunoașterea lui Dumnezeu este perfectă, cunoașterea lui Dumnezeu este absolută. Dumnezeu are o cunoaștere infinită. Ia auziți, cunoașterea Lui fiind infinită. Deci spune, cunoaște toate lucrurile, toate lucrurile sunt descoperite și clare, cunoașterea Lui fiind infinită, da? Dumnezeu, nu există ceva. Nu a existat și nu va exista ceva ce Dumnezeu nu a cunoscut. Dumnezeu știe tot ce a fost, tot ce este și tot ce va fi într-o fracțiune de secundă, fără niciun fel de efort. Și Dumnezeu cunoaște absolut toate lucrurile care ar fi putut să fie vreodată și care nu vor fi niciodată. El le cunoaște pe toate. Da? Dumnezeu cunoaște absolut totul. Are o cunoaștere infinită. Dumnezeu are o cunoaștere fără greșeală. Chiar spune lucrul acesta deslușit aici. Cunoaște fără greșeală și are o cunoaștere independentă de ființele create. Este interesantă mențiunea asta. Dumnezeu are o cunoaștere independentă de ființele create. Cu alte cuvinte, mărturisirea neagă aici că Dumnezeu s-ar uita, cum mai bajocorim noi câteodată, că de fapt arminienii nu susțin lucrul ăsta, dar cam așa îi, că Dumnezeu s-ar uita așa pe binoclul timpului, pe coridorul timpului și ar spune ce o să facă Mihai? Asta, bun! M-am informat. Am trecut acolo. Nu, Dumnezeu are o cunoaștere independentă de creaturile sale. Și este o întrebare interesantă asta. Eram într-o discuție săptămâna asta cu fratele Mihai. Dacă Dumnezeu cunoaște ce o să faci tu peste un minut, e posibil să faci altceva decât ce o cunosc cu Dumnezeu că o să faci peste un minut? Deci să presupune, hai zis să judecăm lucrurile astfel. Să scoatem din calcul suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. N-ai cum să o scoți. Este o blasfemie, n-ai cum să scoți suveranitatea. Dar să nu ne gândim la suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, dacă Dumnezeu știe că tu peste un minut o să stai cu mâna așa, e posibil ca tu să faci altceva peste un minut decât ce o cunosc cu Dumnezeu că o să faci? De asta cunoașterea lui Dumnezeu este independentă de creaturile sale. Este imposibil să faci altceva decât ce Dumnezeu a cunoscut. N-are cum Dumnezeu să se condiționeze pe sine de tine. Da? E puțin întoritor chiar pe ce am spus. Trecem mai departe. Astfel încât pentru El nimic nu este accidental sau la întâmplare. Nimic nu se poate întâmpla diferit decât ceea ce cunoaște Dumnezeu, da? Aplicații practice. Ale tot cunoașterii lui Dumnezeu. Ale faptului că totul este gol și descoperit înaintea Lui. Gândiți-vă că Dumnezeu cunoaște despre noi lucruri pe care nici măcar noi nu le cunoaștem despre noi înșine. Dumnezeu cunoaște lucruri despre noi pe care noi le vom descoperi în viitor. Dumnezeu cunoaște lucruri despre noi pe care noi nu le vom cunoaște niciodată. Lucruri care sunt în noi. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile pe care noi le-am uitat. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile pe care noi încercăm să le ascundem de noi înșine. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile pentru care noi vrem ca conștiința noastră să fie înșelată, să transmită un mesaj fals. El știe, fără excepție, absolut toate lucrurile. Toate lucrurile sunt goale și descoperite înaintea Lui. Ce aplicații practice sunt la lucrul acesta? Unu, că acest lucru trebuie să ne faciliteze mărturisirea păcatelor. Când zic, Doamne, iartă-mă că săptămâna asta am strigat la pruncii mei. Vai, ce-ai făcut? Nu! Dumnezeu știe deja toate lucrurile. Doi, ar trebui să ne facă grabnici în pocăință. Pentru că nu trebuie să ne gândim oamenii, cum să formulez să-i spun lucrul ăsta? Nu știu dacă dumneavoastră vă gândiți vreodată cum se formula să-i spuneți un lucru soțului sau soției sau să spuneți un lucru colegului sau nu știu cui. Cum să-i spun lucrul ăsta? Frate, ți-am atins mașina, cum să-i spun? Te gândești cum să formulez, cum să... Dumnezeu n-ai nevoie să... Trebuie să fii grabnic în pocăință. Trebuie să zic, surga, sora, sper să mă pună frate, sări pe mine, cum să formulez, cum să... Dumnezeu știe deja tot, Dumnezeu știe mai bine păcatul tot decât îl știi tu. Trebuie să-i spui lucrul ăla lui Dumnezeu, dar trebuie să fim grabnici în pocăință. 3. Lucrul acesta întărește faptul că ispășirea Domnului Iisus Hristos a fost pentru toate păcatele, deoarece El le-a știut pe fiecare.
Le-a știut pe fiecare. Lucrul ăsta trebuie să elibereze inima noastră. Domnul Iisus n-a ridicat, așa a murit pentru păcat la modul general. Și o să vadă El după aceea ce păcate am făcut. Wow! Voi nenorocirile astea le-ați făcut. Nu, El a știut toate păcatele. Dumnezeu a știut tot păcatul pe care l-a pus deasupra Fiului Său. Este un lucru deosebit de important. Ispășirea depinde în totalitate de atoștiința lui Dumnezeu. Altfel, pentru ce păcat a murit? Pentru alea pe care le-a cunoscut, pentru alea pe care nu le-a cunoscut. 4. Face ca dragostea lui Dumnezeu să fie necondiționată și deosebită pentru noi. De ce? Pentru că El a știut mai dinainte ce o să facem. Deci Dumnezeu n-a spus, o să vă iubesc biserica. Și-a imaginat Dumnezeu ce frumoasă o să fie biserica din Zalău. S-a îndrăgostit de ea. Ne-a mântuit. Păi eu când văd Dumnezeu ce nenorociri facem, dacă nu vă promiteam că vă iubesc necondiționat când văd ce ați făcut. Nu, El a știut toate păcatele pe care o să le fac până la sfârșitul vieții și a vrut să mă iubească. Mintea se oprește, se termine toată memoria când auzi așa ceva. Dumnezeu a știut toate păcatele pe care o să le fac, l-a trimis pe Iisus Hristos pentru păcatele alea și a hotărât dinainte, știind absolut toate păcatele mele, să mă iubească necondiționat. De ce? Că așa a vrut El. 5. Arată că doar Dumnezeu, omniștiența arată că doar Dumnezeu știe cu adevărat profunzimea depravării noastre. Pentru că doar Dumnezeu știe în întregime. Dumnezeu știe în întregime depravarea noastră și știe în întregime, într-o fracțiune de secundă, fără niciun fel de efort, depravarea întregii umanități. Imaginați-vă ce e pentru Dumnezeu care urăște în mod infinit păcatul, să știe tot păcatul omenirii. Tot timpul să-l știe. Da? Doar Dumnezeu știe cu adevărat ce e păcatul nostru, frați și surori. Când Dumnezeu ne mai dă așa câte o... foarte ironică uneori și pocăința noastră. Când ne dă Dumnezeu câteodată așa o mică portiță să ne vedem depravarea și să ne urâm păcatul, să ne fie scârbă de noi înșine, să ne fie să intrăm în pământ de rușine, frați și tuturor. Nu vede când de când foarte, foarte, foarte puțin din depravarea noastră în comparație cu ce vede Dumnezeu. Zice, vai, Doamne, Doamne, publicul spune, sunt un vierme, Doamne, sunt un ticălos, sunt un nenorocit, îmi vine să, Doamne, de-aș muri, de-aș mai duce sătul de păcatul meu. N-ai înțeles nimic de păcatul tău. Stai liniștit. E foarte puțin ce ai înțeles. Foarte puțin. Dumnezeu știe absolut totul în profunzime. Absolut totul. Da? Și omniștiența lui Dumnezeu ne asigură că toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin. Cum poate Dumnezeu să fie sigur că se va împlini ce ne-a spus? Pentru că El știe toate lucrurile. El știe absolut toate lucrurile. Știe exact ce se va întâmpla. De asta ne-a dat revelații, promisiuni fixe cu lucruri care se vor întâmpla. Apoi ne vorbește despre perfecțiunea absolută a lui Dumnezeu. El este perfect, sfânt în toate planurile Lui, toate lucrările Lui și toate poruncile Lui. Cineva m-a întrebat săptămâna asta, păi cum e cu textul ăla care spune și nu ne duce pe noi în ispită? Aia e o acțiune a lui Dumnezeu, o lucrare a lui Dumnezeu. Cum mă duce Dumnezeu în ispită și El este perfect sfânt? Asta spune, este perfect sfânt în toate planurile Lui, în toate lucrările Lui și în toate poruncile Lui. Chestiunea asta o să lămurim la articolul despre predestinare, dacă ne mai ține Domnul în viață până atunci. Ne spune ceva și despre meritele lui Dumnezeu. Îngerii și ființele umane îi datorează, ca și creaturile către Creator, închinarea, slujirea și supunerea și orice alt lucru căreia Lui face plăcere să-i ceară de la acestea. Vă place? Discreția. Da? Dumnezeu poate să ceară orice la discreție. De ce? Datorită acestei relații de Creator și creatură. Vă citesc din nou. Îngerii și ființele umane îi datorează, ca și creaturi. Asta e relația care ne face să fim datornici, da? Să fim datori lui Dumnezeu, către Creator, închinarea, slujirea și supunerea. N-ai scăpat. Și orice alt lucru îi face plăcere și vrea să ți-l ceară. El datorează. De ce? Că ești creatura lui. Asta e o înțelegere corectă a poziției mele ca om. Da? A poziției mele ca om. Deci ni se arată ce îi datorăm. Închinare, slujire și supunere. Ni se spune că acestea sunt o datoria noastră, nu favor pe care l-am făcut. Ha, m-am dus de 3 ore la adunare timp de 6 luni. Și ce dacă? Ești dator să faci aia. M-am închinat lui Dumnezeu din toată inima. Ești dator. Și dacă ai făcut tot ce trebuia să faci, ești dator. Trebuie să spui, sunt un om necredincios, am făcut ce eram dator să fac. Am predicat, vai ce obosit sunt după atâta timp de lucrare și de erai dator să faci. Oricum ai făcut tot ce trebuia să faci. Nu? Este vreunul dintre noi care putem să spunem, Doamne, m-am închinat cât trebuia să mă închin. Am slujit cât trebuia să slujesc, m-am supus cât trebuia să mă supun și am făcut orice lucru îți face ție plăcere și pe care mi l-a cerut. Niciunul dintre noi. Deci nu am făcut nici măcar cât eram datori să facem. Dar aminte să facem ceva care să merite ca Dumnezeu să ne răsplătească, da? Deci întâi ți-a achitat datoriile și din punctul acela după ce ți-ai achitat datoriile și începi să lucrezi, ești răsplătit, da?
Câți dintre noi am făcut ce eram datori să facem? Răsplata lui Dumnezeu este în totalitate o hară a lui Dumnezeu. Nu este ceva ce Dumnezeu ne datorează. Dumnezeu zic, au venit la plată. Nu, este un har. El ne-a dat voința, El ne-a dat înfăptuirea, fără El n-am putut să facem absolut nimica. Este un har pe care ne-l face Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem meritele lui Dumnezeu. Da? Noi când răspundem lui Dumnezeu în recunoștință și mulțumire, în închinare, da? Că ne-a mântuit, că a făcut una alta și așa mai departe, noi facem lucrul acesta, bineînțeles, într-o atitudine corectă, pentru că Dumnezeu ne-a cerut lucrul acesta, dar și dacă n-am avea motivațiile acestea, noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, noi trebuie să slujim pe Dumnezeu. Nu știu. Spuneți-i copilul dumneavoastră, noi îi refuzul ăsta la autorității lui Dumnezeu, al autosuficienței lui Dumnezeu. Firea noastră pământească este în totală opoziție cu tot ce este Dumnezeu. În totală opoziție. Firea pământească este o dovadă absolută a existenței lui Dumnezeu. Vorbește despre Dumnezeu și tot ce e în firea pământească explodează. Vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu, despre dreptatea lui Dumnezeu, despre autosuficiența lui Dumnezeu, despre independența lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu merită închinarea, merită... Firea nebunește. Firea nebunește. Spune-i fiului tău: mami, dar de ce să mă duc? Că așa trebuie să faci. Se enervează. Poți să-l pleznești, poți să-l disciplinezi, poți să-i explici de 100 de ori. Poți să-i răspunzi la milioanele de ce, de ce, de ce. Nebunești că te întreabă de ce. Explici de fiecare dată. Spune-i o singură dată că așa trebuie să faci. Pufă de nervi, moare de nervi. La 2 ani, la 3 ani, la 4 ani. De ce? Că așa trebuie. Nu trebuie să-i spui, trebuie să-i explici în continuu, trebuie să-i dai detalii, trebuie să-i faci tratate de teologie pentru cel mai prostez lucru, să-și ducă castronul de pe masa lui la bucătărie. La un moment dat învață, Dumnezeu are milă și mai învață, dar devin și ei morali, niște păgâni morali care au nevoie de nașterea din nou. Este noi. Când înțelegi meritele de Dumnezeu, lucrul ăsta te smerește profund. Într-o biserică în care s-ar predica Dumnezeu adevărat, orice membru neregenerat ori turbează, ori scoate păstorul afară, ori pleacă el. Da? Și încheiem cu cea mai grea parte, sper să nu spun nicio prostie, dar dacă spun vă prostie, frate Mihai, o să mă ajute la urmă, cu cea mai grea parte din articolul acesta, cu triunitatea lui Dumnezeu. E scurtă, dar e grea. Ia să vedem ce spune despre triunitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu triunic. A treia parte a articolului. Zice, în ființa sa divină și infinită sunt trei persoane. Observați, este o singură ființă. În ființa sa divină este o singură ființă. În ființa sa divină și infinită sunt trei persoane. Deci există o ființă și trei persoane. Nu există trei ființe și trei persoane. O ființă, adică un singur Dumnezeu, trei persoane, da? Simplu de înțeles. Nu înțelegem nimic, dar înțelegem ce spune. Atât, dar nu înțelegem cum funcționează lucrurile. Bun. O ființă, trei persoane. Și spune așa. Acestea sunt una în substanță, putere și eternitate, da? Când vorbește despre substanță, se referă la esența lui Dumnezeu, la ceea ce este Dumnezeu în sine însuși, da? Deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una în substanță, putere și eternitate. Deci nu sunt trei substanțe, trei Dumnezei, trei ființe, ci una singură. Deci este o ființă, trei persoane și o unitate absolută în atributele lor. Și apoi spune așa, fiecare având plinătatea esenței divine. Adică Domnul Iisus nu este 35% Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl este 45% și ce-o rămas să-i mai dă Duhului Sfânt. Nu! În El locuiește de plin toată plinătatea Dumnezeirii, în Fiul. Toată plinătatea Dumnezeirii. Cum? Nu știu. Dar este acolo. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este deplin cu adevărat Dumnezeu, Duhul Sfânt este deplin cu adevărat Dumnezeu, da? Asta spune mărturisirea. Deci folosește mai multe expresii ca să nuanțeze și să arate ce este Sfânta Treime. Și zice, și totuși această esență este neîmpărțită. Deci ei împărtășesc această esență, dar în totalitate. Ea nu este împărțită, câte puțin la fiecare. Bun. Una dintre cele mai grave erezii din istorie este doctrina subordonaționistă, sau cum eu spune, care spune că Tatăl, că Fiul este mai mic decât Tatăl în esența Lui și că Duhul Sfânt este mai mic decât amândoi. Dar există variații la erezia asta. Și mărturisirea clarifică care este realitatea și spune așa, Tatăl nu se trage din nimeni. El nu este creat și nici nu provine din ceva anume. Da? Deci subordonarea Tatălui nu există. Ia uzi ce spune despre subordonarea Fiului. Fiul este născut din eternitate de Tatăl. Ah, vezi ce spune cineva. Deci este născut Fiul din Tatăl. Da, este născut din Tatăl, dar este din eternitate. Ceea ce înseamnă că nu a existat un început al nașterii sale. Ideea de naștere, în ce privește relația Domnului Iisus cu Tatăl, nu este ideea de a spune când s-a născut, ci de a stabili care este relația lor. Când spun Cristina l-a născut pe Calvin, da, eu nu vreau să vorbesc despre momentul când l-a născut, ci vreau să spun că ea este mama lui Calvin. Amândoi sunt oameni. La fel de oameni, corect? Amândoi sunt oameni la fel. Calvin, pentru că are mai puțin ani, nu este mai mic decât Cristina.
în cazul Dumnezeului, nu se poate aplica conceptul de timp și spațiu, că a fost Tatăl născut cândva. Nu, El a fost născut din eternitate. Deci relația Domnului Iisus Hristos față de Tatăl, Fiului față de Tatăl, nu are în început. Dar folosește cuvântul născut pentru a ne spune care e relația dintre ei. Nu pentru a ne spune că a fost creat cândva, da? Și pentru a ne introduce momentul când a fost creat, da? Deci ne vorbește despre o subordonare de relație, nu de esență, nu de substanță, nu de natură, ci o subordonare de relație. Și apoi ni se spune despre subordonarea Duhului. Duhul Sfânt își are originea în Tatăl și Fiul. Se mai folosește termenul că purcede de la Tatăl și de la Fiul. Se folosește într-un crez expresia aceasta. Acestea trei sunt infinite, fără început și de aceea unite într-un singur Dumnezeu care nu poate fi despărțit în natură și ființă. Da? Unitate absolută, dar distinție în relație. Auziți cum spune. Totuși, acestea se disting printr-o serie de caracteristici distincte și relații personale diferite. Auziți? Și relații personale diferite. Asta e distincția. Distincția dintre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt nu este distincție între atribute, nu este o distincție în dumnezeirea lor, în plinătatea dumnezeirii, în esență, în ființă, în substanță. Este o distincție în relații personale diferite. Și aș vrea să clarific aici puțin ca să exemplific la ce mă refer. Există trei tipuri de subordonare despre care putem vorbi în dumnezeire. Subordonare economică, așa este numită în teologie, care se referă la subordonarea Fiului față de Tatăl în istoria răscumpărării. Nu Tatăl a murit la cruce. A spune Dumnezeu a murit la cruce e problematic, înțelegeți? Fiul a fost Dumnezeu, dar n-a murit dumnezeirea la cruce. Da? A murit Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos a murit la cruce. Dar n-a murit Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da? A murit omul Iisus Hristos, care era Dumnezeu întrupat. Dar era Dumnezeu întrupat, când spui Dumnezeu întrupat, spui Dumnezeu și om. Da? Bun. Deci există acest prim tip de subordonare. Fiul s-a subordonat Tatălui, a ascultat de Tatăl, a trăit în ascultare de Tatăl o viață fără păcat, a vorbit ce a spus Tatăl, a făcut lucrările pe care le-a făcut Tatăl, eu și Tatăl una suntem. Vorbesc ce spune Tatăl, fac lucrările Tatălui, dar El le-a făcut. Și Tatăl care este în mine face aceste lucrări. Dar Fiul era acolo, da? Fiul era acolo. El s-a subordonat, El a murit, n-a murit Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce mai părăsit? Tatăl a părăsit pe omul Iisus Hristos. Nu s-a rupt dumnezeirea. Esența dumnezeirii, da? Ființa unică a dumnezeirii. Bun, există o subordonare, pe lângă aceasta economică, o subordonare de subzistență, care se referă la relațiile între persoanele Sfintei Treimi. Adică ce v-am spus mai înainte. Fiul este născut din Tatăl, Duhul purcede de la Tatăl și de la Fiul. Este o formă de a vorbi despre relațiile lor, la fel cum în căsătorie vorbești despre soț, soț, soție și copii care vin din soț și de soție. Da? Dacă îi faci o diagramă, soțul este capul nevestei, nevasta și cu bărbatul ei au sub autoritatea lor pruncii. Sunt pruncii mai puțin oameni decât soț sau decât soție sau decât părinți sau decât vreunul din părinți? Nu, au aceeași natură. Da? Au aceeași natură. Este o imagine imperfectă, doar vreau să subliniez un singur aspect. Da? Un singur aspect. Este vorba de o subordonare de relație, numită de subzistență. Și apoi este o subordonare respinsă peste tot în creștinism, în orice manifestare a creștinismului, subordonarea în esență, care spune că Tatăl, că Fiul la propriu este mai mic decât Tatăl, că Fiul este creat. O fi creat cândva prima creație, dar e creat, e mai mic decât Tatăl în esența Lui, da? În esența Lui. Aplicații practice și închei. Doctrina Sfintei Treimi este o dovadă foarte clară a infinității lui Dumnezeu și a faptul că nu putem să-L înțelegem Dumnezeu pe Dumnezeu deplin. Nu există nicio imagine. A fost date multe imagini cu privire la dumnezeire. Apa în trei stări și așa mai departe. Nu există o imagine care să poată să explice Sfânta Treime. Cu atât mai puțin apa sau orice altceva. Nu există nicio imagine. Doctrina Sfintei Treime trebuie să ne coboare în reverență, contemplare și uimire și în închinare. Doctrina Sfintei Treime este o aplicare în univers într-o mică măsură a subordonării pe care o vedem acolo. Da? Egalitarianismul și toate tâmpenile care vin cu feminismul și toate nebuniile astea sunt o negare a Dumnezeului Sfintei Scripturii, care Dumnezeu a zis vreau să-mi reprezint chipul chiar și în ordinea din univers. Fac o ordine! Sunt structuri de autoritate. Dar de ce să nu fim toți la fel? Fiindcă Dumnezeu vrea să arate într-un fel, într-o mică măsură, subordonarea aceasta de relație care există în Sfânta Treime, în univers, în relațiile interumane. Da? A nega din relațiile interumane aceste structuri de autoritate înseamnă a lovi în însă
Dumnezeu, în însăși esența Dumnezeirii. În însăși ceea ce este Sfânta Treime. Este o răzvrătire împotriva Dumnezeului Sfintei Scripturi. Și cred că Sfânta Treime este singurul mod în care putem să înțelegem cum Dumnezeu este dragoste din veșnicie. Pe cine a iubit Dumnezeu din veșnicie? Tatăl a iubit pe sine și a iubit și pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a iubit pe sine, pe Tatăl și pe Fiul. Și tot așa. Trebuie să iubească pe sine pentru că El este singurul vrednic de iubire, da? Dumnezeu se iubește în mod absolut infinit pe sine însuși, în primul rând, pentru că El este singurul vrednic de iubit. Dacă dumneavoastră ați iubi un criminal și ați spune, ce îmi place criminalul ăsta, ai fi un om detestabil. Dar cu cât o persoană este mai aproape de perfecțiunea morală și spirituală, cu atât este mai vrednică de iubit, da? Care este singura persoană din univers care este infinit vrednică de iubit? Dumnezeu. De asta Dumnezeu trebuie să întâi de toate ca să fie perfect și sfânt să se iubească în mod infinit pe sine. De asta noi trebuie să iubim pe Dumnezeu pentru că El este singura ființă vrednică cu adevărat de iubit.